Se vorbește des în spațiul public despre faptul că postul impus de canoanele religioase implică o anumită formă de detoxifiere la nivelul corpului. Înalții prelați ai Bisericii Ortodoxe Române susțin că asta este o viziune extrem de sărăcăcioasă, deoarece noi nu postim doar ca să ne detoxifiem trupul, ci mai ales spiritul. Există preoți care recunosc faptul că mai bine în perioada postului consumi alimente de dulce, dar ești un om mai bun. Rona David ne va dezvălui mai multe idei pe care le-a surprins în această deschidere a Bisericii Ortodoxe Române. Bine v-am regăsit! Hristos a înviat! Iată că ne reîntâlnim după învierea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, pentru care ne-am pregătit cu mult timp înainte, mai exact cu 40 de zile de post și rugăciune. Nu toată lumea a reușit sau a dorit să postească, însă am înțeles noi sensul acestui exercițiu de voință și de smerenie. Episcopul Hușilor Ignatie este printre înalții prelați care susțin că este de preferat ca oamenii să mănânce, de exemplu, ouă, ochiuri sau orice altă mâncare de dulce, dar să fie bun. Deoarece postul este un exercițiu spiritual și nu o simplă dietă, iar prin post oamenii trebuie să fie buni, să simtă mai profund credința și să-L dorească mai mult pe Hristos în viața lor. Episcopul Hușilor se interoghează interogându-ne cum de am trecut la alimente surogat, cum ar fi laptele, brânza sau micii de post și care este sensul acestora în afară de unul pur comercial. De altfel, în acest context, episcopul Ignatie reamintește faptul că noi postim pentru a ne desprinde cât mai mult de tot ceea ce înseamnă materialitate și pentru a nu avea o formă de sclavie, de idolatrie față de tot ceea ce înseamnă mâncare. Postul Paștelui este postul mare din fiecare an și se săvârșește în cinstea patimilor Domnului. Postul ne amintește de cel de 40 de zile al Mântuitorului în pustie, înainte de a ieși în lume pentru propovăduirea Evangheliei.